N-am avut niciun fel de reproșuri, sunt discuții normale în interiorul partidului. Mă cunoașteți, îl știți pe Ludovic Orban, noi întotdeauna am avut, sau de multe ori am avut puncte de vedere diferite. Vă repet, nu e vorba de niciun fel de scandal, niciun fel de discuții, decât puncte de vedere exprimate în interiorul partidului. Sunteți mulțumit de modul în care s-a negociat aseară în ședința coaliției de guvernare împărțirea prefecților? Nu pot să vă spun multe lucruri, întrucât nu am participat la această discuție. E un guvern de coaliție în care, sigur, sunt oameni mulțumiți, sunt nemulțumiți, pentru că nu e un guvern monocolor, e un guvern de coaliție. Cum vi se pare faptul că PNL nu va mai avea nici prefect de București, nici prefect de Cluj? PNL va avea 23 de prefecți, dacă am reținut eu bine minte. Asta este ceea ce ne dă algoritmul. Vă repet, într-o coaliție n-ai cum să obții totul. Se poate negocia mai bine? Nu știu, vă repet, asta va trebui să întrebați pe colegii care au fost la aceste negocieri. Într-un guvern de coaliție, unii, Partidul Național Liberal are o anumită pondere, cei de la USR au o pondere, de la UDMR o pondere. Asta este. Nu v-ați sfiat în momentul în care au fost împărțite funcțiile guvernamentale să spuneți că nu s-a negociat foarte bine și că Partidul Național Liberal a pierdut multe funcții importante din guvern. Acum, în momentul în care s-au împărțit prefecții, credeți că se putea face mai mult? Putea Partidul Național Liberal să obțină în continuare să-și mențină prefecții în județe importante, așa cum sunt, cum este, spre exemplu, Clujul? Așa cum am spus de fiecare dată în interiorul partidului, întotdeauna am spus ceea ce am considerat că este necesar să spun. Am făcut acele afirmații la momentul negocierii guvernului. Punctul meu de vedere în interiorul partidului a fost că din cei patru ași n-am reușit să tragem nici unul și pentru asta mi-am exprimat punctul de vedere în interiorul partidului. Asta nu înseamnă că ne atacăm sau că, știu eu, ce spuneți dumneavoastră, scandal. Nu, domnule, e scandal. Roman, dar să-l mai susțineți pe domnul Orban pentru încă o funcție de președinte al Partidului Național Liberal? Mai e mult până la Congres. Mai e mult până la Congres. Pe cine vedeți contracandidat al lui Ludovic Orban la Congres? Sigur, sunt foarte mulți colegi care, din punctul meu de vedere, pot fi potriviți pentru chestiunea asta. E important să și dorească să și asume funcția de președinte al partidului. Sunt foarte mulți foști colegi miniștri care în sondajele de opinie au foarte multă încredere pe din partea cetățenilor. Merge dumneavoastră la Congresul PNL, pe cine vedeți acum? O să vă spun când vine perioada Congresului PNL. Deocamdată avem alte probleme pe cap. Ne interesează să închidem bugetul, prioritățile legislative, jos doamna Weber, jos domnul Iordache, Siju, pensiile speciale, asta ne interesează acum. Cum vedeți faptul că nu a fost făcută o analiză a alegerilor parlamentare în Partidul Național Liberal? Am solicitat acest lucru în cadrul ședinței de ieri a Biroului Executiv Central. Am adresat rugămintea de a avea o analiză a rezultatelor. Nu e târziu pentru că n-a fost timp. A fost, să zic așa, din scurt, 23 decembrie guvernul, după aceea demararea campaniei de vaccinare, practic acele ordonanțe de prorogare începând cu 1 ianuarie, negocierile pe funcții. Credeți că ministrii PNL comunică bine în acest moment? Pentru că au fost inclusiv reproșuri ieri în ședință venite din partea altor colegi de-ai dumneavoastră că ministrii USR sunt mai vizibili. Mă iertați, de ceva vreme eu nu mă uit la televizor decât foarte rar, doar atunci când sunt invitat la dumneavoastră sau la alți colegi în emisiuni. În rest, în ultima perioadă nu am urmărit foarte atent ceea ce se întâmplă pe scena politică. Mulțumesc!